Finala campionatului AJVPS staționar din anul 2022 a avut loc pe o locație superbă, barajul sub placul de Barcău. 40 dintre cei mai buni pescari de staționar din România s-au aliniat la startul acestei competiții, compuse din 3 manșe de concurs. Pentru antrenamente, am ajuns pe pista de concurs miercuri dimineața, cu o zi înainte de antrenamentul oficial. Știind că este interzisă folosirea sonarilor în cele 4 zile oficiale ale competiției, primul lucru a fost să lansez dipperul pe apă. Din cauza valurilor mari, interpretarea scanărilor a fost mai dificilă decât de obicei. Dar până la urmă am reușit să obțin informațiile de care am avut nevoie. Nu am căutat să localizez peștii și nici nu m-a interesat cum e substratul. Am vrut doar să mă asigur că taluzul se termină în distanțe de rubezian. Adâncimea apei a crescut treptat până la capătul taluzului, unde adâncimea era de 2,93 metri. Distanța aici era de 11 metri, o distanță perfectă pentru un pescuit precis cu rubezian. Având la dispoziție doar 2 zile de antrenament, m-am străduit să încerc cât mai puține chestii posibile. Am luat cu mine un singur tip de nadă și pământ greu. Nada Fisherman's Big Carp este o nadă cerealieră de culoare galbenă și granulație medie, la care a trebuit să lucrez doar la mecanică în funcție de prezentarea dorită. Cel mai constant rezultat se putea obține prin pescuitul la oblete cu vergi scurte de 2 și 3 metri.
caz și eficiență, următoarea tehnică a fost pescuitul cu maci sau slider în distanță de aproximativ 25-30 de metri. Din păcate pentru mine, pe distanța de rubeziană, crașii n-au putut fi instalați pe toată durata a manșei. Aceștia se tăiau și veneau în valuri. Ca să fie treaba treabă, crașii trebuiau căutați atât pe substrat cât și între ape. Cei care au reușit să prindă constant erau cei care au reușit să ghicească sau cei care au cunoscut comportamentul exact al carasului și unde dispare el după o anumită perioadă de timp. Lumea la cea mai bună de cârlig a fost categoric râma roșie de cultură. Trăgând linie după cele 2 zile de antrenament, am decis ca în prima manșă, vadul meu principal să fie rubeziana în 11 metri, iar vadul secundar să fie sliderul în 25 de metri distanță. În prima manșă de concurs am reușit să extrag standul 17 în sectorul B. Aici am făcut o înădire de 6 bulgări cu cupa la distanța de rubeziană și 10 bulgări de nadă cu praștea la distanța de slider. Odată cu începerea concursului, am fost plăcut surprins de frecvența trăsăturilor, reușind să țin un ritm foarte bun în primele 2 ore de concurs. Primii doi carași am luat de pe substrat, dar am simțit că peștele este între ape, am micșorat astfel adâncimea cu 50 de centimetri și am reușit să obțin trăsături foarte, foarte rapide.
Nădirea de întreținere la Rubeziana am făcut-o aruncând bulgări din mână, încercând astfel să imit nădirea celor care dau cu praștea bulgări pentru lanseta de maci. După primele 2 ore de concurs, cărașii au dispărut total de pe linia de rubeziană și nu i-am găsit pe nicio adâncime aici. Până la finalul manșei am reușit să prind câțiva pești, când la rubeziană, când la slider, dar niciunde n-am avut constanță. Cu 6,51 kg de pește, am reușit să termin pe locul 5 în sectorul meu, dar știu că în această zi se putea mai mult. În manșa secundă am reușit să extrag standul numărul 4 din sectorul A. La nădirea grea am introdus 6 bulgări de nadă cu cupa la distanță de rubeziană. Am dat câteva bulgări de nadă la slider în distanță de 25 de metri și am făcut un vat foarte, foarte scurt pe înclinația de taluz aproximativ la 5 metri. Aici am sperat ca în ultima oră sau ultimele 2 ore să reușesc să prind scobar sau caras. La fel ca în prima manșă, începutul a fost extraordinar, prinzând la rubeziană, la capătul taluzului, trei cărași din primele trei lansări.
Astfel am crezut că planul meu va funcționa perfect. Din păcate, cărașii au dispărut de pe vadul de Rubeziană după numai 10 minute de concurs. A trebuit să alternez între cele trei vaduri înădite, dar, din păcate, n-am reușit niciunde să instalez peștele. Înădirea de întreținere la Rubeziană am făcut-o doar cupa, de data aceasta, fără a mai face gălăgie. Poate a fost o mare greșeală. Cea mai bună frecvență am avut-o la slider, dar am fost încăpățânat și am tot revenit pe vadul de Rubeziană. Greșelile m-au costat enorm, terminând astfel manșa pe ultima poziție a sectorului. Thank you.
Pentru ultima manșă am extras standul 38, un stand care promitea mai mult pește în vadul scurt. La startul manșei am nădit distanța de 11 metri cu cupa de la rubeziană, sliderul cu praștia și rubeziana în 4 tronsoane cu bulgări aruncați din mână. Planul a fost simplu. Început pe rubeziana în 11 metri, prins cât mai mult pește aici. Și dacă se taie, atunci mutat pe ori pe vadul scurt, ori pe slider, în funcție de unde se adună mai mult pește. Pescuitul cu rubeziana în distanță de 11 metri mi-a dat doar un singur caras în primele 10 minute.
văzând că vecinii mei au avans considerabil prin pescuitul cu vargă în distanță scurtă, fac și eu același lucru. Această decizie se dovedește a fi una excelentă, deoarece cu o mică întârziere, dar încep și eu să prind constant pe vadul scurt, alternând rubeziana în 4 și în 5 tronsoane. Din păcate, această reacție întârziată mă costă și nu reușesc să-i ajung din urmă pe cei care știau deja șmecheria. Totuși, m-am distrat de minune până la sfârșitul manșei, obținând un loc 6 pe sector cu puțin peste 8 kg de pește prins. Chiar dacă a fost prima participare pentru mine, nu pot să fiu mulțumit cu cele 21 de puncte acumulate în acest concurs, dar experiența acumulată mă face să-mi doresc să revin și anul viitor în cadrul acestei finale de staționare.